Prezent în aproape orice bucătărie modernă, cuptorul cu microunde a reușit să ușureze substanțial treaba gospodinelor, lăsându-le suficient timp liber și pentru alte activități în afara celor culinare. Totuși, în ultimii ani, în jurul lui planează o mulțime de controverse legate de modul în care ne-ar putea afecta sănătatea. Este sau nu dăunător? Tot mai mulți oameni folosesc cuptorul cu microunde pentru încălzirea rapidă a alimentelor, dar și pentru prepararea unor produse alimentare. Fie acasă, fie la serviciu, românii folosesc zilnic acest aparat electrocasnic. Dumneavoastră, când încălziți mâncarea, preferați să o încălziți la cuptorul cu microunde? Da, așa fac și eu. Este mai rapid, mă? E mai rapid, mai ușor, na. Ce să facem? În ultimii ani, în jurul cuptorului cu microunde planează o mulțime de controverse legate de modul în care ne-ar putea afecta sănătatea. Dumneavoastră, când trebuie să încălziți mâncarea, preferați să o faceți la cuptorul cu microunde sau pe aragaz? Sinceră să fiu, aș prefera pe foc în loc de cuptor cu microunde, dar că ne-a modernizat și treaba se face mai repede și... Îl facem și la microunde, dar mai sănătos e la aragaz. Mai încălzesc și la cuptorul de microunde, dar de preferință și pentru sănătate este mai bine pe aragaz. Dar când ești în criză de timp și încălzești o farfurie de ceva, dai cu ea repede până îți aranjezi purculițe pe masă, deja e farfuria încălzită. Microundele sunt unde radio cu frecvență înaltă și la fel ca și radiațiile vizibile. Acestea fac parte din spectrul electromagnetic. Tot ce conține apă, spre exemplu mâncarea sau alte fluide, absorb cu ușurință microundele, care se transformă apoi în căldură. Potrivit specialiștilor, atunci când sunt folosite în mod corespunzător, microundele nu pun sănătatea în pericol. Așadar, cuptorul cu microunde poate fi folosit în siguranță pentru încălzirea alimentelor, întrucât acesta nu emite radiații periculoase și nu face alimentele radioactive. Atunci când este utilizat corect, nu este nimic de care să vă faceți griji în ceea ce privește radiația unui cuptor cu microunde, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Dar alte preocupări sunt mai puțin clare, inclusiv dacă mâncărurile cu microunde cauzează pierderi de nutrienți sau dacă încălzirea alimentelor în plastic poate declanșa perturbarea hormonală.